Și rugăciunile noastre trebuie ca să fie împregnate, saturate de cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne învață cum să ne rugăm. Și atunci când ne rugăm prin puterea Duhului Sfânt, în adevărul cuvântului, frații noștri pot spune Amin. Da? Pentru că ne aud și ne înțeleg și pentru că ceea ce spunem și ceea ce înțeleg este adevărat. Este foarte important să înțelegem că este o proclamare a faptului că ceea ce s-a spus este adevărat, că este o afirmare, o alipire în a ceea ce se cere, pentru că ceea ce se cere este adevărat. Cum adică este adevărat? Este adevărat în sensul că este după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Dacă cineva să roagă, Doamne, dăm un milion de dolari. Da? Este adevărat că omul acela vrea un milion de dolari. Dar nu știu dacă neapărat îi demn de a spune amin la această rugăciune. Da? Să dacă cineva să roagă despre nevoile lui personale sau dorințele lui personale, poate că sunt foarte adevărate pentru el acele nevoi, dar s-ar putea să nu reprezinte un adevăr biblic. De exemplu, Da, Doamne, dă-mi un milion de dolari, pentru că mi-ai promis în cuvântul tău că copiilor tăi nu le va lipsi nimic. Pot spune, ami, la asemenea rugăciune. Nu pot spune ami. Nu pot spune ami. Nu pot spune amin pentru că și dorința pentru un milion nu este adevărată, adică curată, pură după cuvântul lui Dumnezeu și nici promisiunea pe care se bazează nu este adevărată, adică după cuvântul lui Dumnezeu. A devenit un automatism pentru noi de multe ori să zicem amin. Dacă un frate s-a rugat, amin. Nu avem ce face, da? Dacă se roagă cu foc, amin, amin. Adică adevărat, adevărat. Nu este un cuvânt care trebuie luat chiar așa de ușor. Da? Domnul Iisus Hristos folosește acest cuvânt, amin, adică adevărat, ca să semnaleze că ceea ce spune este adevărat și important denotat pentru, pentru noi.